Accident grav la intrarea în orașul Ialoveni. Două persoane au fost grav rănite după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat. Coliziunea s-a produs în dimineața de 5 iulie în jurul orei 8:30. Imaginile de la fața locului au fost plasate pe internet de către martorii oculari. Impactul a fost atât de violent încât unul dintre autoturisme a ajuns pe banda verde care separă direcțiile de mers. La fața locului a venit și o ambulanță care a transportat persoanele rănite la spital. Deocamdată nu se cunoaște care dintre șoferi s-ar face vinovat de producerea accidentului și nici care este starea victimelor. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de către oamenii legii. Cu detalii despre starea victimelor vom reveni în ediția următoare.